Iubiți credincioși, în acest text al Evangheliei din această duminică, capitolul al 19-lea din Evanghelia lui Luca, sunt foarte, foarte multe lecții sau învățături cu caracter spiritual. Nu vom putea trata niciuna dintre ele, pentru că sunt prea multe. Și ca să nu lungim cuvântul, vom trece doar în revistă cele 12 locuri de meditație sau de înțelegere duhovnicească care sunt adunate la prima lectură grăbită într-un text foarte scurt. Și ne-am gândit să facem lucrul acesta pentru a vă da o idee despre cât de bogat este textul Sfintei Scripturi în înțelesuri, Biblia fiind o carte ieșită din comun. Este o carte de literatură, nu este bogată în înțelesuri ca poezia, ci depășește orice scriitură omenească scrisă vreodată de cineva. Deci sunt 12 locuri de meditație și le luăm pe rând și punctăm foarte puțin în dreptul fiecăruia, ca după aceea să tragem 4 concluzii pentru viața noastră duhovnicească, încercând să extragem o esență din acest text. În primul rând, ni se spune, Iisus trecea prin Ierihon. Aparent, nu e nimic semnificativ aici, dar Ierihonul este o localitate care este situată la o altitudine foarte joasă, sub nivelul mării. Și în locurile din Noul Testament există o legătură între lumea aceasta și Ierihon, tot așa cum există o legătură simbolică între biserică și Ierusalim. Ierusalimul fiind pe înălțime și Ierihonul fiind sub nivelul mării, Ierihonul reprezintă lumea, de fapt. Atunci când Mântuitorul ne vorbește despre pilda samarineanului celui milostiv, ne spune că un om cobora de la Ierusalim la Ierihon. Și aici, de fapt, și cu asta încheiem acest prim punct, ni se arată în mod simbolic cum Hristos merge prin lume. El trece prin Ierihon, dar de fapt El trece prin lumea aceasta care este un Ierihon. Și ne cheamă la biserica Lui care este Ierusalimul cel Ceresc, care există astăzi și o putem experimenta ca Ierusalim Ceresc aici. Al doilea lucru semnificativ din textul de Evanghelie de astăzi este acesta că ni se spune Zaheu, care era mai mare peste vameș, și deja avem un înțeles semnificativ, pentru că în ebraica veche, Zaheu înseamnă pur. Iar acest om era mai mare peste vameș, evreu fiind, lucrând în stăpânirea romană, ajungând să fie, cum vom vedea, foarte disprețuit de oameni. Așa cum știm, numele reprezintă vocația noastră, este chemarea lui Dumnezeu pe care ne-o adresează prin numele pe care îl purtăm. Noi fiind creștini, avem o vocație, Zaheu, pentru că însemnează pur, a avut vocația aceasta de a fi curat. Iar meseria lui de vameș, de lucrător în administrația fiscală a Imperiului Roman, l-a făcut să fie extrem de murdar din punct de vedere moral. Și aici este o întrebare și cu asta încheiem punctul 2. Ce poate face slujba bună și mai mulți bani din vocația noastră? Al treilea punct semnificativ al textului de astăzi este acesta că ni se spune Zaheu căuta să vadă cine este Iisus. Și după modul în care se desfășoară evenimentele, înțelegem de fapt că nu este o curiozitate acest lucru, pentru că adesea noi ne mișcăm către un anumit conținut pentru că suntem curioși
Dar aici este vorba de mult mai mult, este o căutare existențială, pentru că așa se va manifesta ea și vom vedea asta imediat. Și aici este lecția profundă a acestui loc, pentru că condiția materială și de putere a acestui Zaheu l-ar fi putut să-l aducă în situația de a fi foarte mulțumit cu ceea ce a realizat. El putea să fie extrem de mulțumit de condiția lui. Nu mai era necesar să mai caute nimic. Mulți ar fi jinduit după poziția pe care el o avea, după bunăstarea pe care el o avea, cu toate disprețul oamenilor. Și lecția este tocmai aceasta, că pe el bunăstarea și păcatul repetat al nedreptății n-au reușit să-l ucidă sufletește de tot. Și așa păcătos cum era și având o poziție de putere, încă mai căuta ceva. Având deci sentimentul profund că îi lipsește ceva. Și lucrul acesta ne trimite cu gândul la felul în care noi înșine simțim, dacă simțim, că ne mai lipsește ceva, atunci când le avem pe toate, aparent. Al patrulea lucru, care e vrednic de meditația noastră în textul de astăzi, este acela legat de observația că Zaheu nu putea să-L vadă pe Hristos din cauza mulțimii. Sunt multe locuri în textul Noului Testament unde ni se spune că Hristos era îmbulzit de oameni. Și aici este un loc vrednic de meditație, pentru că mulți au căutat să stea în preajma lui Hristos fără să aibă folos de pe urma acestei apropieri. Știm că unii l-au atins și nu s-au vindecat. Unii chiar i-au dat palme, fără să simtă dumnezeirea lui în vreun fel, că n-au fost electrocutați atunci când l-au pălmuit pe Hristos. Unii curioși i-au ascultat cuvântul, dar n-au învățat nimic. Ei căutau să pună întrebări ca să-l împiedice, să-l încurce între înțelesurile tradiției Vechiului Testament. Alții aveau urechi de auzit, dar n-auzeau. Așa cum adesea noi venim în biserică, ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, dar n-avem totuși urechi ca să traducem aceasta pentru viața noastră. Și unii au fost chiar vindecați de Hristos, dar nu s-au întors înapoi să mulțumească. Deci nu e neapărat nevoie să fim în preajma lui Hristos ca să ne vadă oamenii că suntem acolo, ci mai degrabă cu inima. Și pe de altă parte, și cu aceasta încheiem și acest punct, nu e o piedică neapărat să nu putem ajunge la Hristos fizic în preajma Lui, cum nu e o piedică neapărat dacă nu putem ajunge duminica la biserică, dacă inima noastră este acolo, așa cum și acest Zaheu, urcându-se în sicomor, a reușit să depășească această piedică a îmbulzelii și a mulțimii care îl împiedicau să ajungă la Hristos. Și până la urmă, el, care nu putea ajunge la Hristos, a devenit gazda lui Hristos, fără să fie împiedicat de această îmbulzeală, că ar fi putut să spună, nu pot ajunge acolo, poate data viitoare. Nu și-a căutat o scuză, pentru că, de fapt, căutarea lui era existențială. Al cincilea punct este legat de faptul că textul ne spune că Zaheu era mic la statură. El, care era mai mare peste vameș, era mic la statură. Și această micime nu este doar la statură, este și la fapte, pentru că el nu are fapte bune. El nu are poruncile împlinite, și asta vom ști chiar din cuvântul lui. El este mic și din punct de vedere spiritual. Și așa mic spiritual cum era, mare dregător fiind el, se face pe sine mic, recunoscându-și păcatele
și mergând înaintea lui Hristos de o manieră pe care puțin o mai arată în Noul Testament, pentru că el fuge în avans, așezându-se pe unde urmează să treacă Hristos și se urcă în sicomor ca să-l poată vedea, și asta ne arată că el ajunge să fie un fel de persoană care îl întâmpină pe Hristos. Cu toate păcatele lui și cu toată viața lui compromisă de slujba lui cea bună, bine plătită, el totuși ajunge să exprime această căutare spirituală surprinzătoare pentru un om aflat la bunăstarea lui. Pentru că noi știm, fiecare dintre noi știe, că în perioadele în care suntem plini de bunăstare materială, creștem în nesimțirea pentru cele duhovnicești. Și numai la boală sau la moartea unui prieten începem să ne punem probleme existențiale. N-avem o condiție filozofică 24 de ore din 24. Sfinții au această prospețime a înțelegerii. Și lucrul acesta, că cel mai mare peste vameși se face mic, recunoscându-și păcatele și fuge în întâmpinarea lui Hristos ca unul care este mărunt și neînsemnat, îl face pe el mare, în fine, pentru că așa cum știm din tradiția Sfânta Bisericii, acest vameș este, de fapt, ucenic al lui Hristos. El ajunge să fie unul din cei 70 de ucenici ai Domnului și este și sărbătorit în calendarul nostru creștin-ortodox pe 20 aprilie. Acesta a fost al cincelea punct. Al șaselea punct, am ajuns la jumătatea drumului și vom termina în scurt timp. Textul ne spune, Iisus privind în sus, îi spune lui Zaheu, Zahee, coboară de grabă, astăzi trebuie să rămân în casa ta. Este surprinzător acest loc și merită foarte mult să reflectăm la el, pentru că nimeni nu știa mai bine decât Hristos unde este Zaheu. El n-a strigat la Domnul, ei nu s-au întâlnit niciodată și totuși, când ajunge în dreptul sicomorului, Hristos ridică privirea. Asta înseamnă că Dumnezeu ne știe locul. Și îi spune pe nume lui Zaheu, deși nu s-au cunoscut, pentru că asta ne spune chiar textul, Zaheu vroia să-l vadă pe Hristos, să știe cine este acela care a vindecat un orb tot în Ierihon, un text al Evangheliei dinainte. Nu? Și îi cunoaște și starea inimii, nu doar numele și locul, pentru că după starea inimii luându-se, Hristos face un lucru ieșit din comun, se auto-invită în casa Lui. De ce se auto-invită Hristos în casa Lui? Pentru că Zaheu n-ar fi îndrăznit să formuleze niciodată această invitație. El era o persoană compromisă în comunitate, disprețuită de toți, păcătos până peste cap și era clar că n-are cum să-L invite în casa lui, câtă vreme ospeția aceasta era făcută numai pentru oamenii care erau în cinste și în mare rânduială cu privire la lege și la porunci. N-avea cum Zaheu să-i facă această invitație. Și atunci Hristos se auto-invită în casa lui. Dar vedeți că Zaheu n-a vrut să fie văzut de Hristos, băgându-se în față, așezându-se în drum, înaintea lui, ca să-i vadă evlavia sau căutarea existențială. El a vrut doar să-L vadă pe Dumnezeu. Și asta ne trimite cu gândul la faptul că străduindu-ne să-L vedem pe Dumnezeu, vom fi văzuți de El. Și cel care a vrut să-L vadă pe Domnul a ajuns, de fapt, să fie văzut de Dumnezeu. Și aceasta este, de fapt, căutarea vieții spirituale. O să vedem în concluzie. Al șaptelea lucru, ne spune textul, coborându-se, l-a primit bucurându-se. Nu s-a coborât din sicomor și l-a invitat pe Hristos în casă, de fapt, Hristos s-a auto-invitat
și nu oricum, ci bucurându-se. Rare ori avem oaspeți mari care să ne facă bucurie dacă ei nu sunt așteptați. De regulă, când așteptăm pe cineva, ne bucurăm că avem timp să preparăm, să pregătim lucruri. De data aceasta este o vizită cu totul neașteptată și totuși Zaheu se bucură. Și se bucură pentru că primește mai mult decât a sperat. El nici o clipă n-a sperat că Hristos îi va călca pragul, știindu-se pe sine plină de păcate și disprețuit de toată oamenii, îi lipsea mult prietenia cu cineva, pentru că el era urât de toți oamenii. Și iată că cel mai important dintre oameni îi pășește pragul casei. Aceasta era mai mult decât aștepta el și asta îl copleșește, asta îl face să fie bucuros. Iar a doua lecție de aici, din acest loc, este că iubirea e mai mare decât dreptatea. Așa lucrează Dumnezeu, nu doar dreptatea îndreaptă, ci și iubirea îndreaptă. Pentru că Hristos nu i-a pronunțat acestuia păcatele, nu i-a spus cât de plin este El de nedreptăți, ci a venit doar în casa Lui ca semn al dragostei și, surprinzător, această iubire îl îndreaptă pe Zaheu. Și asta ne trimite cu gândul, ca să încheiem și acest punct 7, la felul în care noi facem educație cu copiii noștri sau cu apropiații noștri. Dacă mai apelăm din când în când la iubire sau facem apel doar la dreptate, dacă mai folosim iertarea ca să îndreptăm pe cineva sau doar judecata aspră care scoate în evidență ce greșește celălalt. Al 8-lea punct, 12 spuneam că sunt, este un loc care ne vorbește despre mulțime, pentru că atunci când Hristos a intrat în casa lui Zaheu, textul ne spune, văzând, toți murmurau că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Și aici ne trimite textul cu gândul la faptul că de fiecare dată judecata lumii este aceea care ține cont de fapte sau de zvonuri, și că Dumnezeu judecă după inima oamenilor. Și mai este o lecție aici, că iubirea suferă disprețul altora. Iubirea lui Hristos pentru Zaheu suferă disprețul oamenilor pentru Zaheu și pentru ceea ce a făcut Hristos intrând în casa unui om păcătos. Și asta ne trimite cu gândul la cât suferim noi disprețul celorlalți pentru că suntem credincioși. Cât acceptăm noi disprețul oamenilor pentru faptul că suntem credincioși în existența lui Dumnezeu, suntem ai lui Dumnezeu, mărturisim această viață spirituală pe față, asumându-ne și acest dispreț al oamenilor, care vor judeca de fiecare dată după aparențe. Al 9-lea lucru important al textului din Evanghelia de astăzi este felul în care Zaheu se îndreaptă singur prin propria lui inițiativă, fără ca cineva să-i vorbească despre păcatele lui public. El spune, jumătate din averea mea o dau săracilor și dacă am neîndreptățit pe cineva, întorc împătrit, și dacă veți cerceta tradiția Vechiului Testament, veți vedea că îndreptarea lui Zaheu este mai mare decât îi cerea legea. El face mai mult decât ar fi trebuit să facă potrivit legii ca să se îndrepte. Și asta ce ne scoate în evidență sau ce ne luminează? Faptul că pocăința lui nu este formală. El nu face ceva pentru că trebuie făcut ca să meargă lucrurile bine. Îndreptarea lui e din toată inima, cu determinare, și de aceea face mai mult decât îi se cere. Și asta ne trimite cu gândul la felul în care noi facem pocăința atunci când încercăm să ne îndreptăm. Dacă mersul nostru la spovedanie sau rugăciunile noastre sau jertfa noastră e făcută cu toată inima și cu dorința aceasta de a ne schimba cu adevărat, și în ce măsură suntem însoțiți de bucurie atunci când lepădăm un păcat, așa cum El cu bucurie îl primește pe Hristos și este pregătit să renunțe la jumătate din averea Lui.
Al 10-lea lucru din textul de Evanghelie de astăzi este ceea ce spune Hristos. Pentru că Zaheu se pocăiește și Mântuitorul Hristos spune: astăzi s-a făcut mântuire casei acesteia, nu acestui om. Nu îi se spune ca bolnavului: iertate-ți sunt păcatele tale, și acela și ia patul și merge mai departe. Nu și-a cerut iertare păcătosul și s-a vindecat el, nu. Și-a cerut iertare păcătosul și-a îndreptat această greșeală și s-a făcut mântuire întregii case. Și asta ne duce cu gândul la cât de importantă este pocăința autentică măcar a unuia din fiecare familie. Și că s-ar putea ca multe dintre piedicile și poverile familiei să fie din cauza faptului că unul măcar nu s-a îndreptat cu toată inima ca să aducă mântuire întregii case. Și asta ne încarcă de foarte multă responsabilitate pe fiecare dintre noi, mai ales pe cei care sunt părinți și nu copii. Al 11-lea lucru deosebit al Evangheliei de astăzi este faptul că Hristos spune: și acesta este fiul lui Avram. Și asta trimite la observația că oricât de păcătos era acest Zaheu, el a rămas fiul lui Avram totuși. Și păcatele lui și viața lui în slujba Imperiului Roman pentru o muncă bine plătită nu i-au rupt legătura de sânge cu familia lui Avram, din care, născându-se, păstra o umbră de binecuvântare pe care a primit-o Avram în viața lui. Asta ne trimite cu gândul la faptul că noi creștini fiind, oricât de păcătoși am fi, suntem încă ai lui Dumnezeu. Și ar trebui să facem tot posibilul să nu ne lăsăm copleșiți de orice viață negativă am avea, pentru că ne putem întoarce, pentru că mulțimea păcatelor noastre nu vor schimba niciodată condiția noastră de creștin, având deci șansa să ne întoarcem la Dumnezeu, mereu. Și al 12-lea lucru din textul Evangheliei de astăzi este ascuns în ultima propoziție a textului, pentru că Hristos spune: fiul omului a venit să caute și să mântuiască pe cel pierdut. Și lucrul acesta este surprinzător, pentru că Hristos cu adevărat are ochi pentru cei disprețuiți, pentru cei bolnavi, pentru cei de alt neam, adică pentru oamenii pe care nimeni nu îi are în atenție. Și asta ne trimite cu gândul la felul în care noi creștini ar trebui să trăim, pentru că imitându-L sau urmându-L lui Hristos, noi ar trebui să avem sensibilitate, atenție, grijă, să avem în centrul preocupărilor noastre pe cei care sunt suferinți, care sunt singuri, care sunt plini de păcate și pe care nimeni nu-i caută, care nu sunt în cinstea nimănui, nu are nimeni grijă de ei. Și trebuie să facem asta pentru că acolo este ascuns Hristos. Uitați-vă la comportamentul nostru al fiecăruia și căutați să vedeți câtă grijă, câte adjective frumoase avem pentru persoanele importante din viața noastră, care au putere asupra noastră, a căror decizii contează pentru noi, de unde ne vin banii, de unde ne vine siguranța, ce grijă avem pentru acești oameni și ce puțin sunt în atenția noastră oamenii pentru care nimeni nu are atenție. O radiografie a rugăciunii pentru care punem un ceas sau două din zi deoparte ne-ar arăta cine suntem noi, văzând doar pentru cine ne rugăm noi atunci când ne rugăm, care sunt oamenii în grija noastră. Care ar fi, deci, lecțiile pentru textul Evangheliei de astăzi? În primul rând, este foarte important să fim atenți că avem o vocație de creștin
Și că uneori bunăstarea materială, banii, darurile, frumusețea, sănătatea, știința ne pot aduce într-o zonă de rătăcire și de nesimțire spirituală, așa cum era acest vameș. Al doilea lucru important al textului din Evanghelie este că e fundamental să păstrăm vie căutarea noastră. Să nu fim niciodată mulțumiți de condiția noastră spirituală, de virtuțile noastre. Este singura posibilitate de a rămâne vii, indiferent cât avem în privința lucrurilor materiale sau a notorietății sau a performanței de orice fel. Și e foarte important în acest al doilea lucru să înțelegem că starea de căutare continuă a omului nemulțumit de virtuțile sale nu este o stare omenească. Aici nu e o căutare psihologică, asta e o stare de har, e darul lui Dumnezeu. Și noi trebuie să întreținem această flacără cu micile noastre osteneli, rugăciunea cât mai deasă, citirea textului Scripturii care ne judecă condiția noastră împietrită sau reflectarea la condiția noastră și cercetarea și mustrarea de sine care ar putea să mă trezească din acest somn al sănătății sau al bunăstării. Al treilea lucru care este important în textul Evangheliei de astăzi este că căutarea aceasta lui Dumnezeu se face doar în parte de către noi, pentru că Dumnezeu este acela care ne găsește. Noi îl căutăm, el ne găsește. Noi căutăm să-l vedem în creație și în Scriptură și el, de fapt, începe să ne vadă pe noi. Pentru că noi ne expunem mai mult acestei căutări și atunci Dumnezeu cu darul lui vine. Noi încercăm să ieșim în întâmpinare și El vine în casă și ne devine oaspete. Și, în fine, ultimul lucru care este foarte important din textul Evangheliei este acela că e important să vedem dacă în viața noastră, în timpul nostru, avem vreme și pentru cei pe care nimeni nu-i bagă în seamă. Pentru cei păcătoși pe care trebuie să-i împrumutăm fără speranța de a primi înapoi, pentru cei cărora trebuie să le facem bine, fără ca ei să ne facă înapoi, pentru cei care au nevoie de grija noastră, fără ca ei să ne stimeze pe noi, pentru că aceasta este măsura autenticei spiritualități. Nu atunci când dăruim oamenilor puternici și importanți și suntem grijulii față de cei care sunt în familia noastră și dăm cu împrumut de la cei pe unde avem speranță să primim înapoi, pentru că dragostea toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Amin.